La mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, a fost oficiat duminică 4 decembrie 2022 parastasul pentru vrednicul de pomenire schimonah Serafim Bozariu. Slujba a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Din soborul slujitorilor au făcut parte doi dintre nepoții părintelui Serafim, părintele Cristian Bozariu, de la parohia Ion Neculce, protopopiatul Pașcani, județul Iași, și părintele Silviu Bozariu, slujitor la mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, din comuna Brusturi, județul Neamț. La finalul Sfintei Liturghii, din paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, situat la demisolul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, părintele stareț Nicodim Gheorghiță a amintit de viața pe care schimonahul Serafim a dăruit-o lui Dumnezeu. Mă spunea, bine readuc aminte, schimonahul nostru drag Serafim, mai tot timpul să aveți grijă să vă rugați tainic. Mai tot timpul ne îndruma și vă îndruma la rugăciunea minții. Avea el o scurtă rugăciune înțeleaptă și poate cu râmnă o spunea deseori și la pelerini, la credincioși. Iisuse scump, ajută-mă, măicuță scumpă, ajută-mă. La tot pasul nostru să simțim că măicuța Domnului, scumpa noastră mamă, ne ocrotește sub Sfântul Său omofor. Dumnezeu să le odihnească, se împlinesc 4 ani de zile de când a plecat dintre noi. 4 ani de zile. Ce repede a trecut. A avut o viață atât de frumoasă în lume, el și-a dorit de mic copil să ajungă în mănăstire. Și-a format o familie frumoasă, dar a lucrat în ogorul lui Dumnezeu. În familie era post și rugăciune, era multă râvnă. Din cei doi nepoți ai părintelui Schemona Serafim, astăzi a ținut cuvânt de folos părintele Silviu, care se copie părintele Serafim, dacă vă uitați bine la el, și părintele Cristian. Iată, doi nepoți slujitori a Sfântului Altar. Părinte Silviu fiind misionar, iar părintele Cristie slujește la Ion Neculce. Aici se vede cât de frumos a trăit părintele Schemona Serafim, apoi e prea lung să vă spun acum, să vă rețin, la 73 de ani, dacă nu mă înșel, a venit la mănăstire, a murit la 93 de ani, vă dați seama, în ascultare, aproape înainte de să moară, cu o lună de zile, două, a făcut ascultare. Ascultare cu multă râvnă, câte povești a putut să ne arate acest om din trăirea, viața lui, părintele Schemona. De aceea l-a făcut și Schemona, văzându-i râvna, credința, evlavia și în simplitatea Sfinției sale, că nu era teolog. În jurul mormântului părintelui Serafim s-au rugat toți cei ce l-au cunoscut pe vrednicul schimonah și care i-au ascultat de-a lungul anilor povețile pline de înțelepciune, izvorâte dintr-o inimă plină de dragoste față de Mântuitorul Hristos, față de Maica Domnului și față de toți Sfinții. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robul tău! În această copie, desleagă pe Domnitorul Hristos, schimonahul Serafim, de păcatul sufletești de persecutat. Și în viață de acum și în celul vreselie. Veșnică omenire. Părintele Cristian Bozariu a făcut referire la 3 virtuți pe care bunicul său le-a avut în timpul vieții. În primul rând aș menționa faptul că în viața sa s-a împlinit acel cuvânt care spune că acela care este destoinic în viața de familie va fi și un bun călugăr. Și a avut, cred eu, o familie la care a ținut foarte mult, așa cum spunea părintele stareț. Și iată, spre sfârșitul vieții sale, Dumnezeu a rânduit să fie acolo unde mereu și-a dorit, în viața monahală, să-și desăvârșească viața trăită pe acest pământ,
prin câteva virtuți pe care le-aș aminti succint. În primul rând, Părintele Serafim a fost un om la rugăciune. Ceaslovul era tocit, lacrimile de multe ori se vărsau pe obrazul său și mi-aduc aminte că tot timpul ne îndruma să ne rugăm. Și tot timpul, când ieșea din chiliuța sa, care era plină de icoane, nu pleca fără să ceară ajutorul Maicii Preasfinte, pe care atât de mult o iubea. Măicuță scumpă, ia-mă sub acoperământul tău cel sfânt. Smerenia este aceea care l-a făcut să fie ascultător, aici, cum spunea Părintele Stareț, să fie ascultător până la moarte, până în clipa, până ceasul morții, și a dus la îndeplinire ascultarea ce a fost rânduită. Părintele Serafim a mai ținut să ne transmită un lucru, gândul la moarte. Tot timpul era pregătit să se întâlnească cu Hristos prin moarte. Avea chiar câteva hârtiuțe pe care le-am scos la imprimantă și a manifestat această dorință ca noi să luăm aminte. Și chiar el a compus aceste versuri cu care aș încheia acum un fel de testament. Și eu am fost ca voi și voi veți fi ca mine. Lăsați-vă de toate și gândiți-vă la moarte. Amin. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a arătat recunoștința față de toți cei ce s-au rugat pentru odihna Părintelui Serafim, care s-a ostenit vreme de 2 decenii la pangarul mănăstirii Hadâmbu. Este o mare binecuvântare să ai tu în familie și să te bucuri atât în viață cât după ce pleci, cât va rămâne rugători și din nepoți slujitori Sfântului Altar. Dumnezeu să drepte să-L odihnească cu drepții, ne va rămâne veșnic în memorie, în minte, trăirea Lui, viața Lui, blândețea Lui, darul Lui Hristos divin care a lucrat foarte mult în El, prin El, și simplitatea Lui. Eu am spus că a fost simplu, dar a fost mai mult ca un teolog la trăirea care avea și cuvântul de învățătură, câte lume venea la El, chiar preoți slujitori din parohii erau ucenicii Lui. Un părinte tocmai din America se ia binecuvântare la Părinții Serafim. Să ne rugăm pentru iertarea păcatului și a tuturor celor răpăsați din părinții slujitori și Dumnezeu să-L odihnească și să facă parte, să primească pomana de astăzi. Amintim că schimonahul Serafim Bozariu, viețuitor în obștea mănăstirii Hadâmbu din anul 2000, s-a mutat la cer pe 4 decembrie 2018. Slujba în mormântării a fost oficiată de către înalt preasfințitul calenic arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. În anul 2014 a fost publicat volumul Viața Părintelui Serafim între vedenii, vise și realitate, a cărui ediție a fost îngrijită de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop calinic. Părintele Serafim a fost iubit de mulți credincioși pe care i-a îndemnat mereu să aibă credință în puterea mijlocitoare a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu și a sfinților. În continuu, Iisus, scump, ajută-mă, măicuță, scump, ajută-mă. N-ai voie să ieși din casă, păi, nu faci, tu ce spui, haideți cu mine. Haideți cu mine.